Să rămână, că de vară încă nu poate fi vorba. Bine ați venit la Salonul Literaturii Române din Bucovina, cea de-a 13-a ediție. Un salon care în acest an este organizat pe parcursul a două zile. Astăzi, cu o serie de lansări de carte și conferențieri. Și mâine, cu o conferință dedicată marelui academician Constantin Cioprac. Moderarea activității noastre de astăzi îi va aparține colegului meu, scriitorul Alexandru Ovidiu Mintila, așa încât n-am să devoalez eu pentru cei din sală cine sunt invitații, cine sunt cei care vor vorbi și, până la urmă, de nu, cine ne sunt și prietenii care ne sunt alături. Ovidiu, te rog. Mulțumesc. În primul rând, bună ziua, bine ați venit la Salonul Literaturii Române în Bucovina și în acest an ne întâlnim la fel ca întotdeauna între prieteni, nu doar invitații sunt prietenii noștri, ci toți cei care participă la acest eveniment. De obicei, aici, la Salonul Literaturii Române, în fiecare an, se dezvoltă așa o intimitate aparte, ceea ce conduce la o prietenie trainică. În toți acești ani s-a creat o tradiție frumoasă și, an de an, iată, ne întâlnim sub sceptrul literaturii, dar și al culturii din Bucovina.